În ultimele luni, Ministerul Român al Afacerilor Externe a emis mai multe avertizări de călătorie pentru Egipt. Atacurile teroriste, protestele violente, grevele și blocajele, toate ar putea strica planurile de vacanță. Precauți din fire, românii au evitat anul acesta concediile în țara faraonilor. Am vândut însă nu foarte multe pachete, lumea este reticentă datorită situației din Egipt de la ora actuală. Lumea a fost reticentă și la Turcia, deși în zonele de litoral nu au fost niciun fel de probleme. În ceea ce privește Egiptul, noi nu avem turiști care să fi dorit să călătorească și să nu fi ales această destinație. Le-am oferit posibilitatea, dar le-am recomandat în primul rând să se gândească la siguranța lor și să nu călătorească. La fel stau lucrurile și în cazul Tunisiei. Zborurile din România pentru această destinație s-au anulat încă de la începutul verii, deși operatorii spun că zonele turistice sunt sigure. Știi că sunt acolo niște zone de conflict. Am auzit. Și n-ar rost să te riști pentru ce. Sigur, nu aș alege. Da, ar fi un motiv solid pentru care să nu aleg partea de lume. Este o destinație relativ mai sigură, dacă stăm să judecăm așa, însă, ținând cont de situația problematică care a fost în trecut, le-am recomandat turiștilor ca și pentru această destinație să fie foarte precauți. Pentru cei care nu se tem totuși pentru siguranța lor, există și un avantaj. Din cauza cererii tot mai slabe, au scăzut și prețurile. Chiar și așa, agențiile de turism recomandă alte destinații pentru cei care vor să meargă în perioada următoare în vacanță.